Administrațiile locale se pregătesc pentru sezonul rece. Frigul deja a început să se resimtă, iar până la iarnă nu mai este foarte mult timp. În comunele din nordul județului deja s-au înregistrat temperaturi deosebit de scăzute, motiv pentru care au fost luate primele măsuri. În comuna Lopătari, spre exemplu, a fost achiziționat materialul lemnos necesar pentru încălzirea școlilor. La școlile din comună există centrale pe lemne. Suntem într-un dialog constant cu directorul de școală de aici din comuna Lopătare. Din ce știu, nevoia asta de lemne a fost acoperită pentru fiecare școală, dar monitorizăm și noi din scurt ca necesarul ăsta de lemne să fie acoperit, să nu ne trezim că în mijlocul iernii nu avem lemne pentru centrale. Am discutat și cu preoții din parohiile din comună, în cazul în care au nevoie să suplimenteze necesarul acesta de lemn, să intre în dialog cu noi și să vedem cum putem să colaborăm, să nu avem surprize neplăcute iar. Una dintre problemele cu care se confruntă primăria Lopătari în pragul iernii este lipsa unui buget care să îi permită contractarea unor firme de dezăpezire. Din acest motiv, cel mai probabil, administrația locală se va descurca pe cont propriu. În mod normal, încercăm să acoperim noi nevoia asta de dezăpezire, pentru că, așa cum se știe, primăria Lopătari nu are un buget foarte mare și atunci cea mai eficientă variantă pentru noi este să ne ocupăm cu utilajele proprii. Avem un buldoi excavator, o mașină dotată cu scut pentru zăpadă și vrem să acoperim noi nevoia aceasta și în iarna asta, ca și în iarna trecută. Iarna trecută n-am avut probleme, cei drept n-am avut nici o cantitate prea mare de zăpadă. Eu cred că ne putem descurca cu utilajele din dotare pentru a avea cât mai mult grijă de buget. Comuna Lopătare a fost una dintre cele mai afectate localități din județ iarna trecută. Cu toate că au fost înregistrate pagube materiale însemnate, comunitatea nu a primit niciun leu cu titlu de despăgubire.